seara începe o nouă ediție România te iubesc. Știți cum se pot obține în doar câteva luni peisaje selenare din văi cu ape limpezi de munte pentru care ne invidiază o lume întreagă? E suficient să pui o microhidrocentrală amenajată perfect legal și ai cărări pietruite din albii milenare. Intrăm astăzi în culisele afacerilor din hidroenergie, cu o anchetă despre incredibilul dezastru, cu toate actele în regulă de pe râurile românești. Amenajarea de microhidrocentrale în România, culmea, în numele energiei verzi, se dovedește nu numai un program care a pornit și se desfășoară aberant, dar și cu rezultate care ne pot costa mult pe noi toți. Nu numai că distrugem habitate din zone protejate, dar Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva României și ne amenință cu penalități de milioane și zeci de milioane de euro. Rareș Năstase a fost pe apele munților și în birourile responsabililor și a obținut dovezi care arată cât de gravă e situația în zone protejate și cât de mult ignoră autoritățile acest domeniu. Comori naturale care, odată distruse, nu vor mai trăi decât în poveștile celor suficient de norocoși ca să le fi văzut. Un firicel de apă se naște aproape de creasta versantului și își croiește drum rapid pornind de la izvor. Debitul accelerat desenează albii impresionante printre roci și pâlcuri de arbori. Se grăbește înverșunat spre poalele muntelui. Luciul apei repez desăvârșește un peisaj pentru care ne invidiază o lume întreagă. Doar că la poale apa abia mai ajunge. Așa arată un râu dintr-o arie protejată, doar pentru că niște băieți deștepți au pus pe el baraje care produc curent electric și sunt lăsați să strângă cât vor ei robinetul, după ce și-au luat evident toate avizele. Care mai este rolul acelei scări de pești din baraj, atât timp cât aici nu este deloc apă? Ce pești ar trebui să treacă pe acolo? Pești care zboară? Eu nu am control asupra acestor date. Bună ziua! Alo! 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 O microhidrocentrală aici, un alt proiect pe două văi mai încolo, alte trei în județul următor și tot așa. Carpații au fost acaparați de o invazie a distrugerilor în numele obținerii de energie verde. Sunt aprobate în jur de 450 de centrale de mică putere pe mai puțin de 350 de râuri și pâraie, iar impactul cumulativ al acestor proiecte este ignorat complet. În urmă cu 3 ani, aici era un râu imens, tumultos. Era un râu imens, se putea cobori cu caiacul. Acum se târăște printre pietre. Când e secată complet albia, nu moare doar râul, ci un întreg ecosistem din jurul său, pentru că de rețeaua de apă depind pădurea și toate vietățile dintr-un areal protejat. Distrugerea sistematică a unui curs de apă este un atentat la siguranța noastră, a tuturor. Prima treaptă a scării de pește, undeva la 60-65 de centimetri. Dacă urmărim cursul apei, păstrăvii ar trebui să sară de undeva de la 2 metri, să aibă abilități să ture pe piatră și apoi să ajungă în această apă, nici măcar la jumătatea abdomenului nu ajunge apa. Să intri tu și pe rețeaua asta intimă, rețeaua capilară hidrologică, domnule, asta e o crimă, domnule. Nu vă place ce vedeți? Cu asta ar trebui să ne obișnuim. Betoane, conducte și albii de râuri secate. Natura a fost distrusă sub ochii instituțiilor europene care au declanșat procedura de infringement și ne amenință cu penalizări de milioane și zeci de milioane de euro pentru că autoritățile noastre au gestionat și gestionează prost un domeniu care teoretic ar trebui să aducă energie curată, nu râuri și pâraie secate. Reprezentanții Comisiei Europene au fost sesizați după ce au văzut că buldo-excavatoarele au intrat în râurile românești. România te iubesc a prezentat pe larg devastările din Munții Făgărași în 2011. În mijlocul albiei, uitați cum distruge malul. Observați, care faună? A murit, ce să mai trăiască? Din documentația trimisă de la Bruxelles, rezultă clar că România a încălcat cel puțin 4 directive europene de mediu atunci când a început să autorizeze la nivel național proiectele pentru microhidrocentrale. Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement și poartă de atunci o corespondență intensă cu statul român. Practic le arată autorităților noastre că nu și-au făcut treaba pentru a proteja locuri neatinse de mii de ani. Au trecut 5 ani în care autoritățile de mediu și din domeniul apelor demonstrează că gospodăresc haotic și aberant acest domeniu și pentru asta riscă să plătească toți românii.
Suntem pe râul Secuș, în județul Mureș, într-un sit Natura 2000, din inima munților Călimani-Gurghiu. În zonă urcă de zor betoniere încărcate, iar sus, aproape de izvor, se toarnă temelia unui prag de captare. Se lucrează intens de astă primăvară încă, iar conductele au fost deja trase pe lângă drumul forestier paralel cu râul. 5 km mai jos este aproape gata centrala, care va converti forța apei de munte în energie electrică. Despre șantierul din mijlocul naturii virgine am vrut să-l întrebăm pe șeful constructorilor. De la emisiunea România Te Iubesc, dar nu putem vorbi cu dumneavoastră, cu cineva de la șantier? Șeful evită un dialog, dar muncitorii sunt optimiști că vor termina până în noiembrie toată lucrarea. I-am întrebat ce experiență au un astfel de șantier într-un sit natural cu specii protejate de pești, amfibieni, vidre, păsări. Ați mai lucrat? Unde ați mai lucrat? La Giurgiu. Tot pentru microhidrocentrală? Nu. Patronul e de la Oradea și spune că lucrarea are toate avizele și respectă toate legile în domeniu. Mi-a luat 3 ani să-l autorizez. Toate documentațiile sunt făcute cap-coadă conform procedurilor și a legislației. Bun, vă pot deranja pentru un scurt interviu referitor. Nu am absolut nimic de ascuns. Teoretic avea nevoie de un studiu de evaluare adecvată care să arate modul în care acest proiect afectează mediul, fiind vorba de un sit Natura 2000. Studiul l-a făcut o firmă din Târgu Mureș care a angajat un biolog. Așa cum reiese din cercetarea la fața locului, biologul a scris negru pe alb că proiectul are un impact negativ semnificativ în ceea ce privește păstrăvul indigen și zglăvoaca, pe zona unde va funcționa microhidrocentrala, și a făcut aceste precizări în mai multe rânduri în studiul său. A menționat de asemenea că la nici 850 de metri de cursul apei pe un alt pârâu s-a găsit o vidră care își marchează teritoriul și care urcă în căutarea peștilor. Prezența mamiferului în zona apare și în descrierea sitului și în documentele Agenției Județene a Vânătorilor și Pescarilor, pentru că vorbim de o specie protejată. Îmi place natura, e un proiect dificil de realizat în natură, nu vreau să deranjez pe nimeni și nimic și de aia sunt în permanență de luni până vineri. Este un document din anul 2013 care spune că, în urma solicitării de emitere acordului de mediu adresată de către firma în cauză, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul colectivului de analiză tehnică, faptul că această amenajare nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate. Practic, dacă nu se supune, nu ai nevoie de un astfel de studiu. Deși omul susține că l-a făcut, îl are și a chemat aici biologi pentru a verifica toată zona, agenția, adică autoritatea statului care trebuia să-l controleze, a spus că nu are nevoie de un astfel de document. L-am contactat pe specialistul ihtiolog care a făcut cercetare pe râul Secuș. Ei au decis că în etapa de încadrare a proiectului că nu este nevoie de o astfel de evaluare. Asta trebuie întrebat dânsi de ce au decis așa. În fața documentului emis de Agenția pentru Protecția Mediului, omul susține că la mijloc e vorba probabil de o eroare. Nu știu despre ce e vorba, probabil că e greșeală de exprimare, de typing sau ceva. Am mers la șeful APM Mureș, Dănuț Ștefănescu, să-l întrebăm despre posibilitatea unei greșeli de exprimare, așa cum susține patronul. I-am cerut să ne explice, în primul rând, ce este această decizie de încadrare. S-a obținut autorizația de construcție pe baza acestuia. Cum s-a obținut autorizația de construcție? Ăsta e acordul de mediu. Ăsta e acordul de mediu. Da. Susține că la luarea deciziei nu s-a mai cerut studiul de evaluare adecvată, cel care arată impactul asupra mediului. Eu m-am ocupat cu speciile de pești, am mers pe teren, am văzut că există, de exemplu, zglăvoaca în zona respectivă și impactul asupra acestei specii va fi unul negativ semnificativ. Această microhidrocentrală nu are un impact negativ. Evaluarea ar fi ajuns la administratorul parcului natural, adică la ocolul Silvic Gheorghen din județul Harghita. Noi trebuie să ascultăm de administrator. Noi suntem instituția statului care aplică legea, dar trebuie să ascultăm, vedeți cum ține, cum scrie acolo în lege, care iar e o porcărie, ține cont. Și ce înseamnă că ține cont? Nu știu, nu mi-a explicat nimeni până acum, nici juriști. M-am dus la dicționar, m-am dus în toată lumea asta. Ce înseamnă ține cont din juridic, ce înseamnă? Da. Dar cei de la Agenția de Mediu nu și-au asumat că n-are impact, ci au preferat să se pronunțe custodele. De aceea nici n-au cerut o evaluare. Patronul a mers la ocolul Gheorghen și acesta i-a dat undă verde pentru proiect. Bună ziua! Chiar aș vrea un interviu să facem. Nu, dar nu avem calitate.
Șeful Ocolului, Gheorgheni, n-a dorit să ne acorde un interviu, dar spune amuzat că ei n-aveau cum să forțeze agenția de mediu care trebuia să-și facă treaba și să ceară orice document necesar. Avizul administrației a fost pur consultativ. Ei au dreptul ca să emită autorizație de mediu, chiar dacă avizul este negativ din partea administrației. Deci, da, este la dacă nu zici ca ei, vorba lui Băsescu, v-am consultat. Știți care este surprinderea cea mai mare? Că tot această agenție de protecție a mediului pe un târâu alăturat, tot din Valea Burghiului, de târâul Sâncel, tot pentru o investiție de acest gen, adică o microhidrocentrală, a decis în etapa de încadrare a proiectului că trebuie evaluarea adecvată. La Secuș a decis că nu trebuie. Aici este problema. Când o agenție de mediu pentru un proiect decide că trebuie, pentru una asta că nu trebuie. Asta înseamnă că nu este ceva în regulă. Fiind vorba de un șantier cu impact într-un sit protejat, puțin director de la mediu și-ar da semnătura pe o avizare de lucrări. Pe decizia de încadrare de la Secuș, adică pe acordul de mediu pentru șantier, se poate vedea că în locul directorului a semnat o subalternă, șefa de la avizări. Am cerut să vorbim cu inspectorul în cauză. Viorica Nistor? Nu puteți, în pensie de vreun an jumate. O angajată aflată în pragul pensiei a semnat în două locuri și apoi a plecat din instituție. L-am întrebat pe șeful APM de ce a semnat și în locul directorului în 2013, când a fost emisă decizia. Cred că eram în delegație. Dumneavoastră erați? Da, eu eram în delegație. Da. Am înțeles. Ce îi poți tu imputa unui dezvoltator căruia îi se permită să se descurce cum știe el mai bine, dacă autoritățile îi asigură prin diverse tertipuri accesul la zonele protejate? Agenția de Mediu Mureș a spus în primul rând că n-are nevoie de studiu. El a făcut totuși unul, cu care a mers însă la custode, nu la agenție. Primul studiu nu i-ar fi fost aprobat niciodată. I s-a recomandat să le refacă și, ca prin minune, 3 luni mai târziu a adus un alt studiu care conține mențiuni mult mai pozitive ponderate în privința impactului. În zona apare vidra, dar zice că a fost văzută la 850 de metri pe creangul. Mie mi-a pare că nu s-a găsit vidra. Deci că ar avea un efect și nu s-a găsit vidra. Singura specie de semnare a cărei populație locală va fi potențial afectată de lucrările planificate este vidra. În cursul lucrărilor pe terenul mai acestuia au fost văzute activ pe pietrele de pe malul apelor. Deci asta e studiul al doilea. Am înțeles. Și în baza ăstuia s-a... În baza ăstuia, nu în baza ăstuia. Ăsta a fost respins. Călin Dejeu este la rândul său biolog și unul dintre militanții ecologiști care se luptă de ani buni cu abuzurile de pe râurile de munte. Pe piața aceasta studiilor, dacă cineva este corect, este eliminat de pe piață. Și s-a făcut o selecție naturală, între ghilimele, spre a rămâne cei dispuși la compromisuri. În momentul în care un dezvoltator își comandă un studiu, care sunt șansele să iasă studiul ăla negativ și să închidă microhidrocentrala? Evident că dacă vă face un studiu corect, chiar dacă atunci va primi banii, să zicem, care un contract, nu va mai, altcineva nu-l va mai contacta. Cum e dată asta nu afectează nici cum. Deci cu ichtiologi, cu totul s-a făcut, nu afectează nici cum. Este făcut un bypass care lasă apă câtă trebuie. Problema cea mare este că se extrage o parte foarte mare din debit. Să dați seama, dacă dispare cam 2-3 din apă, cam așa dispar și speciile de pești. Asta este cum, dacă ar dispărea 2-3 din oxigen, am trăit și noi un pic mai greu. Luând 60% din apă. Da. Nu știu, nu e o problemă? Referitor la... cum adică? Păi i-a zis că tot trece apa. Presupun că e vorba de vietăți, de natură acolo. De... Corect. Păi asta vă spuneam mai devreme. În cazul proiectului meu există cel puțin 12 afluenți care compensează acest deficit. Da, Cine ar trebui să verifice în viitor că râul nu va seca după apariția microhidrocentralei și va fi așa cum spune patronul? Agenția de mediu se ocupă. Eu am un pom. 173.000 de hectare. Deși se plânge de lipsa resurselor, directorul de la Agenția Mureșană pentru Protecția Mediului avea și are pârghiile pentru a opri orice lucrare care afectează natura. Se putea prevala de un aviz pentru strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, aviz aprobat la Ministerul Mediului încă din 2012. Strategia prevede la articolul 9 foarte clar ce interdicții sunt în zonele propuse pentru protejarea speciilor de pești, vidră și rac. În acele situri de interes comunitar, SCI-uri, care au fost propuse pentru protejarea speciilor de pești, vidră și rac,
sau pentru habitate care sunt influențate, nu se va propune aproba accepta amplasarea microhidrocentrale. Da. Da, e într-o discuție mare din cauza de justiție. Adică? Asta nu este un act normativ. Că mie dar ce este? Mie nu este. Deci este o strategie. Deci, păi și nu ne luăm după această strategie? Ne luăm, dar în justiție nu câștig. Nu câștig cu asta. Adică ce, dacă vă dă dezvoltatorul în judecată? Da, da. Uitați, Guvernul României, Ministerul Mediului și Pădurilor. Știu, cunosc. Legea numărul 49 din 2011 privind regimul ariilor naturale protejate precizează la articolul 28 că sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective atunci când aceste activități au un efect semnificativ. Da, stați puțin siturile astea, eu înțeleg ce scrieți dumneavoastră acolo. Eu am 50% din județ SID Natura 2000. Păi știu, dar dacă e SID Natura 2000, poate nu face microhidrocentrale, dacă așa zice. Însă până acolo, direcția Apele Române, filiala Mureș, e cea care trebuie să vadă că investitorul asigură debitul din acte. Șefii de aici declară că proiectul va beneficia de monitorizare video și ei au stabilit că centrala poate capta peste 60% din apă, după calcule stabilite de la centru, adică de la București. Legislația noastră specifică niciunde nu se precizează că este interzis să se construiască astfel de obiective. Motiv pentru care suntem obligați să le analizăm. Debitul de servitute este calculat de Apele Române, ei sunt în conflict de interese, sunt finanțați de microhidrocentrale. Asta e o problemă și a doua problemă este că nu e nicio garanție că acel debit este respectat. Ei pot să-și acopere toată degradarea râurilor pentru că ei și administrează râurile și le și evaluează. Chiar dacă râul e complet distrus, în acte apare că are stare ecologică bună. Agențiile județene de mediu sunt subordonate ministerului de profil, însă nu și Apele Române aflate în coordonarea aceluiași minister. Dacă România s-ar ține cont de impactul cumulativ al tuturor hidrocentralelor, nu s-ar mai construi nicio hidrocentrală, pentru că râurile sunt supraexploatate de la sfârșitul anilor 70. Atâta timp cât eu am respectat toate condițiile impuse de către toate instituțiile care... Din România, da. Din România, eu n-am avut nicio problemă, nu? Nu e bine procedura, deci statul român ar trebui să hotărască. Dom'le, Petronsonul ăsta, să pot face pe ăsta, nu să pot face. Și la revedere. Ar trebui niște studii când să nu-i mai dea de la Apele Române, că Apele Române au făcut studii pe capacitatea energetică a pârâului. Atât? Atât. Că se distruge un habitat cu pești și vidre dintr-un sit e un risc, însă de la investițiile în microhidrocentrale se poate ajunge ca fiecare dintre noi, adică toți românii, să plătim scump pentru modul în care sunt avizate astfel de proiecte. Comisia Europeană amenință cu o sancțiune de 2 milioane de euro, urmată de câte 300 de mii de euro pentru fiecare zi în care nu se revine la situația inițială pe râuri. Riscăm așadar să pierdem sume fabuloase de la bugetul de stat, bani ce pot merge în sănătate, învățământ, tocmai din cauza unor astfel de directori și din pricina modului cum a fost gestionată la nivel național problema investițiilor pe ape. Orice dezvoltator pleacă de la o prezumție de nevinovăție, e corect, atunci când începe o construcție. Conform avizărilor, poate folosi conducte mari și pe ele poate prelua un debit mare, stabilit, atenție, înainte să se facă evaluările de impact. După ce microhidrocentrala e gata și produce deja curent electric, nu-ți rămâne decât să speri că râul și habitatele nu sunt distruse. La proiectele deja finalizate se văd însă efecte dramatice. Era o apă de până aici, până la jumătate, era să la ta. Acum mai nu știu ce, gândești că e Sahara aici. Nici să tragă copaci final, bine n-au voie, dar mai contează la un rumor. În acte totul e în regulă, altfel arată situația pe râurile din munți, iar autoritățile se fac că verifică. Imediat după pauză, vedem cum răspund inspectorii care ar trebui să controleze cât de mult strâng robinetul pe cursurile de apă proprietarii microhidrocentralelor. Orice dezvoltator lucrează sub prezumția de nevinovăție atunci când începe un proiect de microhidrocentrală. Nu poate fi blamat pentru interesul lui de a trage cât mai multă apă prin conducte, căutând profit din certificatele verzi. De la prezumția de nevinovăție până la efecte rușinoase, pe Apele Românești e un parcurs care include o legislație permisivă, cu multe lacune, cu tertipuri și norme ce pot fi fentate, cu autorități care pasează răspunderea.
Investitorii își văd de afaceri, râurile sunt încorsetate și secate, în timp ce Comisia Europeană ne-a transmis în scris că gestionăm haotic acest domeniu și ne batem joc de natură. Cristian Stoiculescu e doctor în silvicultură și înainte de 1989 făcea parte din Consiliul Științific al Statului. Lucra cu cei din ministere atunci când se punea problema unor proiecte în natură. Spune că Nicolae Ceaușescu și-a dorit să exploateze la maximum energia furnizată de ape, dar nu s-a atins de cursurile aflate pe crestele munților, așa cum se întâmplă acum. Asta înseamnă că e corupție la vârf. Pe timpul unui an micu nu se putea întâmpla așa ceva. Nu se făceau microhidrocentrale așa cu dezastru ăsta? Nu se făceau, domnule, se făceau macrohidrocentrale. Ce mai trebuia să facă microhidrocentrale? Se justifică niște interese ascunse, mafiote. Cinstit vorbim, dacă e să faci, mai bine faci una mare de 50 de megawatt și ai făcut-o. Nu există interes economic pentru stat, pentru obținerea de energie electrică, ci un interes privat al dezvoltatorului. O investiție de 2 milioane de euro într-o microhidrocentrală cu o singură priză de captare poate fi amortizată în 4 sau 5 ani. Însă, ulterior, îi poate aduce proprietarului un profit de câteva sute de mii de euro anual. E un câștig de pe urma certificatelor verzi, primite de investitori și ulterior tranzacționate pe o piață administrată de stat în cadrul agenției de reglementare în domeniul energiei. Râul tras prin conducte creează o presiune în turbina centralei care produce curent din viteza apei, ce trece prin tubulatură pe o distanță mare, nu din forța căderii, așa cum se întâmplă la marile hidrocentrale. Numai că statul și-a asumat că va furniza pe piață o cotă de certificate verzi din energie alternativă, și asta înseamnă hidro, solară și eoliană. Prostie. Astea au fost pe vremea lui Ceaușescu, când le-a făcut, că le-a făcut multe, da. Dar erau concepute pentru local. Ca să nu mai tragi curentul prin munți, să te duci pentru... Deci doar pentru pe plan local. Pe plan local, nu să-i bagi în sistemul național, doar în sistemul național de 800 de kW, care e zero. Ați auzit bine, responsabilii recunosc că intervențiile brutale în natură se fac dintr-un interes economic nul. De ce statul român impulsionează construcțiile de genul? Nu știu dacă le impulsionează. Dar ce face? Sistemul nu știu dacă... certificate verzi, ce e cu el? În România, orice dezvoltator este obligat să alimenteze cu energie electrică sistemul național. Altfel, nu beneficiază de mult râvnitele certificate verzi. Și numărul certificatelor primite depinde de cât produce. Și atunci, normal că are tot interesul să tragă cât mai multă apă din râu prin conductele sale. În 2013, Comisia Europeană a anunțat autoritățile române că a declanșat procedura de infringement împotriva României din cauza avizării haotice și din cauza distrugerilor de pe râurile românești. Există o corespondență cu statul român din care reiese că aleșii noștri nu recunosc dezastrul făcut de șantierele cu avize și anunță că legislația europeană de mediu a fost respectată, deși Comisia a semnalat că a fost grav încălcată. Autorizarea masivă a microhidrocentralelor pe cursurile de apă montane s-a făcut fără ca în prealabil statul român să elaboreze programe de monitorizare a stării apelor. În mod clar, statul român este foarte slab în a evalua ce se întâmplă cu râurile de munte, cât la sută sunt distruse, dacă aceste microhidrocentrale măcar respectă avizele și captează parțial apa sau complet. Și în situația aceasta, statul ar trebui să recunoască că este nepregătit și atâta timp cât își face temele să pună acest moratoriu pe construirea de noi microhidrocentrale. Imaginile din alte țări arată că pentru microhidrocentrale se folosește tubulatură mult mai îngustă. E vorba de conducte cu diametru mult mai mic decât cele folosite la noi. Nu este permis un debit mare la captare și pe râuri nu se vede niciun deranj. E drept că astfel de microhidrocentrale produc mai puțină energie electrică, drept pentru care sunt mai puțin profitabile, numai că nu distrug natura. Ministerul Mediului este direct responsabil și evită să trateze cu seriozitate problema. Comisia a mai amintit că trebuie să existe studii aprofundate pe care autoritățile și administratorii zonelor protejate să le facă și din care să reiasă în detaliu parametrii biologici, condițiile de salinitate și de morfologie ale fiecărui râu. Asta înainte ca un dezvoltator să ceară să-l exploateze. Trebuie spus din capul locului că reglementarea în domeniu se face cel puțin ciudat în România. Cei de la Apele Române sunt cei care stabilesc cât din debitul mediu anual al unui râu
poate fi captat printr-o microhidrocentrală. Se face apoi o licitație publică și în baza acestei licitații publice este desemnat un câștigător, iar acest câștigător ulterior trebuie să vină să-și autorizeze investiția, să-și ia avizele de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului. Și astfel este pus în situația de a-și comanda niște studii care să arate în ce măsură afectează mediul. N-ar trebui o firmă plătită de dezvoltator să facă aceste studii. Ar trebui aceste studii să fie asumate de statul român, de experții proprii, să fie plătiți de experții proprii. Probabil să existe un fond la care dezvoltatorii contribuie, dar la minister să nu existe o relație directă între expert și dezvoltator. Prezumție de nevinovăție au avut și investitorii de pe râurile Capra, Buda și Otic din județul Argeș. Albiile acestor ape erau în plin șantier acum 4 ani, iar autoritățile de la mediu și cei din Apele Române susțineau că lucrările au toate avizele din lume. Au oprit temporar investiția cei de la Garda de Mediu când echipa ProTV le-a prezentat imagini cu utilaje în albiile râurilor. Să mână, prefectul de Argeș, vă rog, dă ordin de sistare a lucrărilor. Uite-te, da. Uite-te cum e lucrat malul. Da, 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 da. Aici e lucrat cu excavator. Da. Era absolut interzis. Silvian Ionescu era șeful pe țară al gărzii de mediu la acea vreme și a ordonat prefectului sistarea unui proiect în valoare de 12 milioane de euro, făcut cu fonduri europene. Eu am filmul cu excavatoarele în albia râului, cu este absolut ilegal totul. Nu există așa ceva, avizele sunt false. A vorbit cu prefectul de Argeș, iar din discuție a reieșit că sunt interese mari în jurul proiectului și de aceea pe plan local nimeni nu deranja șantierul. Eu știu cine e în spate, știu povestea de Argeș, dar nu se poate. Nu se poate așa. Eu le fac plângere penală la toți cei care au dat aceste autorizații. La 2 zile după decizia șefului gărzii de mediu am revenit pe șantier unde lucrările erau în toi și l-am sunat pe Silvian Ionescu. Ce s-a întâmplat cu demersul dumneavoastră? Nu mă întrebați, nu mă trageți pe mine la răspunde. Deci eu vă arăt scris de la Apele Române ce am primit ieri. Și v-au scris că totul este conform? Da. Păi și mie mi-au trimis un răspuns că toate actele sunt în regulă. Noi nu contestăm actele. Nu mai comentăm. În clipa asta nu mai comentăm noi doi, da? Înaintăm. Mamă, dacă te-ai evoluat. Au fost ceva inspecție pe aici zilele astea? N-a fost nimeni? Un profesor din Curtea de Argeș, pasionat de pescuit sportiv, a fost cel care a vorbit în 2011 despre dezastrul de pe râurile din județul Argeș. E vorba de distrugerea unui întreg ecosistem. Astăzi, pe râurile din Argeș, unde au fost amenajate microhidrocentrale, albiile sunt mai mult goale. Pe aici era o baltă mare. Nu puteam să o trec în luna iunie, nici măcar la începutul lunii iulie. Era plin de păstrăv. Acum e un drum forestier. Vegetația oferea o umbră dreasă, camuflaj păsărilor, veneau căprioarele să bea apă. Cei băi, era un peisaj idilic. Și acum uite ce e, un peisaj selenar. Deci, în țara lui Papura Vodă, băi. Cert este că toți cei care au avut de-a face cu proiectul au ajuns să fie urmăriți penal sau condamnați. E drept în alte situații, fără legătură cu proiectele de pe râuri. Aspect care te face însă să te întrebi în ce condiții s-au derulat investițiile din Argeș. Astfel, Valentin Vișoiu, unul dintre acționarii firmei investitoare și constructor la proiect, a fost arestat și este cercetat pentru corupție într-un dosar care vizează autoritatea pentru restituirea proprietăților. Procurorii DNA spun că era un apropiat al lui Radu Pricop și el cercetat pentru corupție. Radu Pricop este ginerele fostului președinte al României Traian Băsescu, aflat în funcție la vremea avizărilor dubioase din Argeș. În tabloul penal intră și Constantin Nicolescu, fost președinte al Consiliului Județean, instituție care a emis autorizația de construcție pentru centrale și care la rândul său a fost condamnat pentru corupție. Se observă cascada Capra, care a fost captată integral prin aceste țevi. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că autoritățile române au permis acest lucru. Condamnat pentru corupție a fost și evaluatorul de mediu, cel care a scris că habitatele de pe râuri nu vor fi afectate. Se spune despre mine că sunt cum e, criminalul râurilor sau distrugătorul râurilor, sau cum mi se mai spune. Da, n-a știut, așa vi se spune? Păi, nu.
L-am contactat pe evaluatorul de mediu, care a fost condamnat doar cu suspendare și continuă și în prezent să facă studii pentru dezvoltatorii interesați de microhidrocentrale. Același evaluator a făcut și un studiu pentru habitatele de pe râul Someșul Rece din Cluj și unde a precizat că impactul unei microhidrocentrale e chiar pozitiv. Șantierul a început în 2013. E greșit înțeles faptul că siturile Natura 2000 sunt arii strict protejate. Nu sunt protejate? În Europa nu sunt strict protejate. Nu înseamnă că sunt declarate și ne uităm la ele. Nu blamăm dezvoltatorul. El vrea să investească, să facă un business, dar tocmai autoritățile statului sunt plătite de noi ca să vegheze la respectarea legilor. Mihai Vasilescu este cercetător și lector la Universitatea din Cluj, unde predă fizică în domeniul rezonanței magnetice. În timpul liber e pescar pe râuri de munte și membru într-o asociație a pescarilor care deja a dat în judecată Agenția pentru Protecția Mediului Cluj și o firmă care intenționa să amenajeze o microhidrocentrală pe râul Someșul Mic. Procesul civil a oprit temporar șantierul. Ce scrie în studiul de impact? Că nu e afectată nicio specie, așa, ceva de genul că nici nu sunt specii, de fapt, acolo. Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile. Aici știam că sunt specii de interes european și specii protejate pe Someșul Rece. În aceste condiții estimăm că realizarea obiectului va avea efecte pozitive asupra factorilor de mediu, sol, subsol, vegetație și faună. Nu vreau să țin partea microhidrotehniștilor, pentru că s-au făcut și abuzuri în acest. Și de multe ori au fost cazuri documentate în care ei au turbinat excesiv și nu a fost cine să-i verifice, ei n-au avut un plan de monitorizare, nu i-a controlat nimeni și, da, sigur, oricine își întinde mâna după bani. Ei n-aveau bani să construiască, ci ei numai făceau proiectele, le porneau și apoi căutau investitori care să bage bani și să ducă mai departe. Pescarii sportivi au invocat în instanță că lucrările au început la mai bine de 2 ani de la avizare, iar acordul de mediu prevedea clar că își pierde valabilitatea cât timp nu e inițiat șantierul. Directoarea de la Mediu Cluj încearcă inițial să ne convingă că actele semnate de APM sunt încă valabile. Conform legislației noastre, un acord de mediu nu își pierde valabilitatea, are valabilitate nelimitată. Deci acordul se dă la faza de proiect. Păi cum nu are valabilitate, zice, dar își pierde valabilitatea dacă lucrările de investiții pentru care a fost eliberat nu încep în maximum 2 ani de la data emiterii. Își pierde valabilitatea. Dacă nu încep, dacă lucrările. Evident, cum e în România, la prima întâmpinare din partea noastră, toată lumea a răspuns, au toate documentele în regulă. Directoarea din APM Cluj susține că agenția trebuia să dea avizul, cât timp un evaluator s-a pronunțat deja că există efecte pozitive pe care le aduce investiția cu baraje, săpături și rețele subterane. În mod normal, orice lucrare care se demarează trebuie anunțată la Inspectoratul de Stat în Construcții. În momentul în care vine o asociație, vine Rareș Năstase, vine o asociație de pescari și vă sesizează că, uitați, au început niște lucrări mai târziu decât prevede acordul de mediu. Dumneavoastră, ca instituție, ați întrebat la Inspectoratul de Stat în Construcții, că dumneavoastră acum ne trimiteți pe noi. Deci nu știu să vă spun. Că doar în justiție poți opri ceva. Când normal ar fi să faci o simplă sesizare și cei pe care îi plătești prin taxele tale să-și facă datoria. De asemenea, e de menționat și impactul social pozitiv al justiției proiect cu acțiune directă, crearea de locuri de muncă. O astfel de microhidrocentrală nu știu ce locuri de muncă creează, că n-am văzut pe nimeni niciodată acolo. Probabil că are un angajat, doi, poate la mentenanță, la nu-mi dau seama. Dar știți că și două locuri de muncă, dacă se creează, se creează. Pe principiu se dă, nu se ia. De mai bine de 5 ani e undă verde la excavații prin munții României în lipsa unor contraexpertize la evaluări. Responsabilii locali aprobă ce vor, cum vor. Mulți dintre ei știu că nu li se poate întâmpla aproape nimic. E o lume în care există conexiuni la nivel înalt. Au avize și au respectat cerințele? Atunci nu-i mai controlăm dacă seacă intenționat râurile în goana după profit. Despre proiecte supradimensionate și autorități care se prefac că merg în control în câteva minute. Avem proiecte mult supradimensionate față de potențialul râurilor, iar după luarea avizelor, nimeni nu-i mai verifică pe investitori dacă ne distrug ori nu apele. E ceea ce rezultă din filmările în zonele de munte, unde găsești cascade captate integral și cursuri de apă transformate în drumuri forestiere. Locul apelor repeze a fost luat de zeci de kilometri de conducte îngropate, atenție, cu toate avizele în regulă.
De multe ori, în spatele investitorilor și al celor care evaluează impactul de mediu, se găsesc nume sonore din politică și de la vârful instituțiilor de avizare și control. E un tablou al intereselor, iar oficialii care ar trebui să reacționeze imediat în fața unor abuzuri sunt primii care sar să ne asigure că nu e nicio problemă pe râuri. Biologul Călin Dejeu, de exemplu, râul Taia din județul Hunedoara. Acolo funcționează o microhidrocentrală după ce directorul de la APM a specificat în scris că n-afectează mediul dintr-un motiv foarte simplu. S-a răspuns că, practic, că n-are rost să facă niciun studiu pentru că nu apar nici măcar potențial niciuna din speciile din fișa sitului, specie pentru care a fost desemnat situl, nu pot să fie pe cel râu. Pe amplasamentul proiectului sau în vecinătate. Și apoi s-a făcut un studiu de către Universitatea din Iași și au găsit și vidră, și rac de ponoare, și zglăvoacă. Georgeta Barabaș este șefa de la APM Hunedoara și a fost consilier al fostului ministru de la mediu, Rovana Plumb. Au mers împreună în 2013 pe râurile din Argeș, unde mai multe ONG-uri au organizat proteste în zonele cu șantier de pe râurile Capra, Buda și Otic. La discuții, reprezentanții statului au luat mereu apărarea constructorilor. La data când a fost început proiectul, România nu avea o procedură de evaluare adecvată, ce a spus doamna ministru. S-au obișnuit cu faptul că ei nu pățesc nimic oricât ar încărca legea și continuă cu tupeul din ce în ce mai mare observ. Iată un scandal care a avut loc anul trecut la râul Alb în Hunedoara. Sună 112. Cel luat pe capota mașinii și accidentat la coloană este dezvoltatorul, un fost polițist de frontieră care a venit împreună cu mai mulți apropiați să ceară socoteală unor militanți de mediu care ajunseseră la fața locului să vadă în ce condiții va fi amenajată o microhidrocentrală. Militanții pentru mediu erau însoțiți de o jurnalistă din Germania și susțin că cei care nu au reușit să fugă cu mașina au fost bătuți de către apropiații dezvoltatorului. La rândul său, investitorul a ajuns în stare gravă la spital, fiind la un pas de paralizie. Are mai mult teren în zona viitoare proiect și nu dorea ca cineva să încalce proprietatea. Biologul Călin Dejeu susține că a încercat și el să ia legătura cu investitorul înainte de incident, numai că a fost oprit de acesta să ajungă la albia râului. Încolo sus, nu aveți acces, este terenul meu. Și în acest caz, dezvoltatorul se prevalează de toate avizele. Studiul de evaluare adecvată favorabil beneficiarului a fost întocmit de o doamnă inginer din Cluj. Am aflat că este membru într-o asociație română de mediu, o organizație profesională în care activează și un fost ministru al mediului, Sulfina Barbu. Sunteți membru fondator? Da. Am înțeles. Și am văzut că figurează și doamna Sulfina Barbu acolo. Are vreo legătură cu firma dumneavoastră? Nu. Ea este membru fondator. Pe râul Uz, la limita județelor Bacău și Harghita, am găsit un proiect al cărui dezvoltator este o asociere cu trei acționari. Patronul unei fabrici de bere din Miercurea Ciuc, un offshore din Cipru și casa de pensie a Bisericii Reformate din Cluj-Napoca. De undeva trebuie scoasă banul, că tot mai valorează tot mai puțin și... Da. Pensionarii cresc, adică numărul pensionarilor. Da. Ulterior, în acționariat a intrat un concern din Ungaria, din domeniul energiei, în care acționar majoritar e statul maghiar. Sunt trei păreiașe, dintre care unul am auzit că e unic în Europa, în Zăuța, care a făcut varză până la kilometru 4. Șefii de la APM Cluj recunosc că legea este destul de ambiguă și în ceea ce privește consultarea publică înainte de începerea lucrărilor. În norme e prevăzut o singură întâlnire, nu și o perioadă mai lungă de studii și discuții ca în alte țări și un anunț într-un ziar care poate fi și de interes local, cum a fost cel depus la dosarul pentru investiția de pe Someșul Rece. În acest caz a fost organizată o singură întâlnire de consultare cu cetățenii la primăria din zonă. Deci, practic, au fost două persoane, nu vine să cred, public scrie aici. Da, vă dați seama că nu sunt interesați, asta este durerea noastră ca și instituție. Ce au venit două persoane. Că apar problemele după ce se iau deciziile, știți? Același evaluator clujean a participat însă la o dezbatere publică a Cerbă într-o comună din județul Caraș-Severin. Dezbatere referitoare la un proiect pe râul Nera, aproape de Parcul Național Cheile Nerei, o zonă promovată intens turistic. Oamenii s-au opus, deși în studiul său specialistul a scris că nu este un impact major asupra habitatelor. La
longitudinea de 627 de metri, se continuă cu altitudinele de aproximativ 5 km până ajunge la centrală, după care apa-i dat înapoi în ea. Pentru că ați gândit cum să puneți denumirea barajului? Nera 1. Nu? Nera 1. Barajul Borțurilor, domnule. Iată o situație filmată în această vară la niște microhidrocentrale amenajate pe râul Dejan din munții Făgăraș în județul Brașov. Un ghid montan, membru într-o asociație ecologică, vede săptămânal zona și susține că șefii lui semnalează periodic faptul că proprietarii trag aproape toată apa și ucid ecosistemul într-o zonă protejată. Când s-a făcut barajul, apa era pe toată suprafața barajului. Așa era debitul de mare. Păstrăv mort în timp ce încerca să urce în sus pe râu. Este un peisaj dezolant care îl vezi aproape zilnic. Am filmat în 2011, chiar în acest loc, pe când era amenajată microhidrocentrala. Dezvoltatorul Dan Frunză, care are și afaceri în domeniul procesării lemnului, se lăuda pe atunci că lucrarea respectă legislația în vigoare și că face eforturi financiare mari pentru a trage conductele în afara râului ca să nu distrugă albia. Se îmbracă în acest mărgăritar, după care se pune pământul care l-am scurs. Se taluzează, o să vedeți puțin mai în sus. Și eu sunt un apărător al naturii, de asta zic, nu prea îmbrățișez ideea de a face pe cursul apei. Pilonii erau făcuți pentru învolburarea apei, oprirea debitului de apă. În momentul în care cade apa peste parapet, se oprească și oprește, acum ce oprește? Aerul. Am revenit în sezonul ploios, crezând că situația va fi aici schimbată. Într-adevăr, este schimbată, este și mai puțină apă. Mă aflu aici chiar pe albia râului, unde astăvară mai curgea un firicel. Dar acum nu mai este nici acesta, este inadmisibil și nu știu dacă vreo autoritate a venit să vadă ce se întâmplă aici și cum arată acest râu. Am mers la garda de mediu Brașov cu imaginile. Șeful comisarilor din județ spune că știe situația, dar că nu și-a imaginat nicio clipă că lucrurile stau atât de grav. Acum ne ducem pe chestia asta. Chiar o avem început de săptămâna asta ca și tematic verificarea tuturor MHC-urilor microhidrocentrale. Când ați fost în primăvară, apa curgea pe aici. Da. Dacă nici ăsta nu este dezastru ecologic, nu știu ce să mai zic. Te plimbi pe albia râului și pietrele sunt uscate. Nici un strop de apă. Există un nivel de serviciu în care ei trebuie să dea drumul astfel încât să întrețină apă pe cursul ăsta. Noi acum o să mergem și o să vedem ce s-a întâmplat. Spune că debitul trebuia verificat de cei de la Apele Române care au filiala Taman în Vâlcea și de această filială aparține și râul Dejani. Aici vorbim de debite de apă și eu nu am control asupra acestor date. Avizele pentru proiect au fost luate de la Agenția de Mediu Brașov pe vremea când șeful instituției era Ciprian Băncilă, în prezent prefectul județului. Rare sunt în spital când mă opreze de închinală, mâine intru în anestezie. Toate cele bune rare și îmi pare scuze, sunt internat, sunt în concediu medical. Prefectul este trimisul guvernului în teritoriu și poate stopa orice abuz privind calitatea mediului. Mai mult, poate sesiza toate autoritățile competente, inclusiv organele de urmărire penală, atunci când abaterile sunt considerate infracțiuni. Investiția s-a făcut cu fonduri europene, iar în acționariatul firmei l-am găsit și pe fostul senator Ilie Sârbu, care la vremea autorizării microhidrocentralei era ministru al agriculturii și este socrul fostului premier Victor Ponta. Când am pornit la drum, credeam că o afacere foarte bună, e un lucru bun, e ceea ce se face la modă, cum s-a spune. Mă rog, că știți bine cum apar la noi toate, ba eolenele, ba asta, și toată lumea încearcă să facă ceva. În loc să avem apă, avem râuri de cuie și fier beton. Aveați cunoștință acolo sau? Păi nu, aveam un prieten acolo, pe Daniel, pe frunze. Am încercat în repetate rânduri să vorbim despre toate aceste situații cu actualul ministru al mediului. Ni s-a comunicat că doamna Cristiana Pașca Palmer are un program foarte încărcat pentru că pleacă des din țară. Am reușit să-i smulgem ministrului o declarație într-o conferință de presă în care i-am cerut modificarea legislației. A promis că va întocmi o listă cu râuri pe care se va interzice, fără excepție, amenajarea de captări.
am dispus către departamentul de ape să facă o inventariere la nivel național a râurilor de munte, a râurilor sălbatice, în special cele din arii protejate, astfel încât să avem o evidență clară, pentru că în clipa de față noi nu avem o evidență a râurilor sălbatice. Conform legii, ministrul poate interveni în Planul Național de Acțiune pentru Gospodărirea Resurselor de Apă și chiar intră în atribuțiile sale strategia, inspecția, controlul, iar pentru toate aceste lucruri a jurat la investire. Altfel, miniștrii vin și trec. Problemele pe râuri rămân. Ați început când? În vară? În mai. Anul acesta, practic, nu există niciun fel de lucrare de microhidrocentrale în construcție. Asta trebuie să știți. Până când trebuie terminată? Terminat. 26 octombrie, final? Da. Cu panglica, cu... Da. I-am informat atât pe premierul României, cât și pe președintele țării despre dezastrul de pe râuri. Le-am trimis copii ale acestui reportaj și facem un apel public către administrația prezidențială și către cancelaria primului ministru pentru a opri distrugerea apelor de munte. Articolul 80 din Constituția României precizează că președintele reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. Președintele veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice și poate consulta guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită. La rândul său, premierul conduce activitatea guvernului și are Ministerul Mediului în subordonare. Primul ministru are propriul corp de control și poate dispune stoparea unor abuzuri, urmată de sesizarea organelor penale. Guvernul poate institui un moratoriu și poate înăspri legislația privind autorizarea și monitorizarea șantierelor de pe râuri. Riscăm să plătim bani grei pentru un program al cărui beneficiu major este distrugerea sistematică a mediului, deși culmea a fost conceput în numele protejării. Răspunderea autorităților e împărțită și divizată și e vina tuturor celor implicați în acest dezastru național. Cei de la Protecția și Garda de Mediu, din apele române, din prefecturi și consilii județene, custozi ai parcurilor, evaluatori de proiecte și până la demnitari care s-au perindat pe la minister. Este o campanie de exterminare pentru câștigul din certificate verzi. Evident că pe interesează banii, nu distrugerea naturii. Natura e o victimă colaterală. De fapt, ăsta e prețul pentru energia verde pe care îl plătim fiecare. Mai demontăm un mit că pe apele de munte se obține energie curată. Un proverb vechi spune că doar când ultimul pom va muri, ultimul râu va fi otrăvit și ultimul pește va fi prins, oamenii vor afla în sfârșit că banii nu se mănâncă. În România, când vom tăia ultimul copac, când vom seca ultimul râu de munte și când vom ucide ultimii pești din el, vom înțelege, poate, că microhidroenergia nu ține nici de foame, nici de sete. Ține doar de multă corupție și lăcomie. Scrieți-ne și trimiteți-ne și fotografii, poate chiar din zonele în care altădată curgeau râuri repezi, pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Suntem și pe Facebook. Atât pentru astăzi, vă las acum cu Știrile ProTV. Toate bune!